Bună ziua, este ora 13, vă mulțumesc foarte mult că ați ales să ne urmăriți. Vă propun pentru astăzi o discuție extrem de interesantă despre neuropatia diabetică. O să vedem exact ce presupune această afecțiune la care sunt predispuși pacienții diagnosticați cu diabet. Cum se manifestă și cât de răspândită este ea. În platou alături de mine este, cum deja v-am obișnuit, medicul Nicolae Fotin. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună ziua! Vom dezbate pe larg acest subiect împreună cu domnul dr. Fotin. De asemenea, o să vedem în emisiunea de astăzi și un interviu cu președintele Societății de Neuropatie Diabetică, profesor universitar dr. Gabriela Radulian, care le-a vorbit colegilor de la 360medical.ro despre această afecțiune. O să ne explice doamna profesor Radulian de ce sunt necesare echipele multidisciplinare pentru a trata neuropatia diabetică și cum se realizează acest lucru în România, care este riscul de apariție a piciorului diabetic la persoanele cu diabet care au neuropatie diabetică severă, netratată și neglijată, dar și multe alte aspecte. Eu sunt Aneta Sângiorzan, începe chiar acum 360 Medical. Înainte de toate, vreau să urmărim împreună un material despre neuropatia diabetică, un material realizat de colegii de la 360medical.ro, după care începem discuțiile cu domnul dr. Fotin. De ce sunt necesare echipele multidisciplinare pentru a trata neuropatia diabetică și cum se realizează acest lucru în România? Neuropatia diabetică este cea mai frecventă complicație prezentă la persoanele cu diabet zaharat. Afectează 2 din 3 pacienți diagnosticați cu diabet. De cele mai multe ori, consecința neuropatiei diabetice este așa numită patologie reprezentată de piciorul diabetic. Dar nu numai neuropatia este o cauză a piciorului diabetic. Și boala arterială periferică asociată poate fi prezentă atunci când vorbim despre piciorul diabetic. Pe de altă parte, evoluția piciorului diabetic netratat se asociază cu un risc mare de apariția ulcerațiilor asupra infecției, a gangrenei, și implicit apare riscul de amputație. Pornind de la aceste premize, iată de ce este nevoie de această abordare multidisciplinară. Deoarece supravegherea piciorului diabetic trebuie realizată de medicul diabetolog, de către medicul de familie și, evident, de podiatru, iar în condițiile apariției complicațiilor piciorului diabetic este nevoie de prezența totodată a chirurgului, a chirurgului de chirurgie vasculară sau de prezența ortopedului. În ceea ce privește abordarea terapeutică, evident, vorbind despre neuropatie, este nevoie de intervenția diabetologului și a neurologului, dar în condițiile existenței complicațiilor piciorului diabetic, de aceea subliniam importanța radiologului intervenționist, a chirurgului vascular sau, atunci când se pune problema de amputație, evident, a chirurgului, pentru că și după amputație, supravegherea trebuie realizată în aceeași echipă multidisciplinară, lucru care, de altfel, este realizat și în România. Care credeți că este impactul perioadei pandemice asupra pacienților cu neuropatie diabetică? Pandemia COVID-19 a generat o lipsă de adresabilitate a persoanelor cu neuropatie diabetică. În primul rând, datorită faptului că au fost realizate consultații prin telemedicină. În cel de-al doilea rând, frica de a se prezenta la medic sau la camera de gardă la spital, frică generată de infecția cu SARS-CoV-2, a determinat o evoluție a acestor complicații a neuropatiei, astfel încât, datorită acestei lipse de adresabilitate a pacienților noștri, în această perioadă s-au prezentat la noi doar în condițiile în care aceste leziuni erau suprainfectate,
De cele mai multe ori s-a ajuns direct la amputație la colegii noștri din serviciul de chirurgie, pentru că atunci când vorbim despre ceea ce înseamnă neuropatie diabetică, cel mai important lucru este să realizăm educația pacientului în ceea ce înseamnă îngrijirea piciorului. Chiar dacă vorbim despre pandemie, controlul metabolic este esențial. Deci, nu trebuie întreruptă medicația pentru diabetul zaharat. Pe de altă parte, nu trebuie întreruptă medicația pentru neuropatia diabetică, pentru că astfel de modificări generează, ceea ce spuneam mai devreme, un risc crescut de amputație. Cum se realizează prevenția neuropatiei diabetice? Prevenția neuropatiei diabetice înseamnă, în principal, un control metabolic foarte bun. Aceasta deoarece o creștere cu doar 1% a hemoglobinei glicozilate este legată de o frecvență mai mare, cu 10 până la 15%, a apariției neuropatiei periferice. Pe de altă parte, să nu uităm, avem date consistente în ceea ce înseamnă apariția neuropatiei diabetice chiar din stadiul de prediabet. Iată de ce este foarte important diagnosticul cât mai precoce al neuropatiei diabetice, controlul glicemiei pentru a nu determina o evoluție nefavorabilă a neuropatiei și, evident, tratamentul neuropatiei, care înseamnă tratament etiopatogenic, în care utilizăm în principal acidul alfa-lipoic și benfotiamina, dar în condițiile existenței durerii neuropate, care de cele mai multe ori afectează profund calitatea vieții pacienților, este nevoie și de tratament simptomatic. Pentru a putea avea o evoluție favorabilă a neuropatiei, de cele mai multe ori noi asociem acest tratament etiopatogenic cu un tratament simptomatic, tocmai pentru a putea preveni aceste complicații redutabile ale neuropatiei diabetice. Tratamentul neuropatiei diabetice este cronic sau secvențial, adică urmăm 10 zile pe lună, apoi ne oprim? Tratamentul neuropatiei diabetice, deoarece întreruperea medicației înseamnă, evident, un risc crescut de apariția complicațiilor neuropatiei diabetice. Este foarte important, încă o dată subliniez, educația pacienților în ceea ce privește neuropatia, în ceea ce privește apariția complicațiilor acesteia, pentru că astfel vorbim despre succesul sau despre eșecul pe termen lung al managementului neuropatiei diabetice. Dacă ar fi să caracterizați neuropatia diabetică pe scurt, ce înseamnă ea pentru pacient? Cum ați caracteriza-o? Neuropatia diabetică poate prezenta, să spunem, semne și simptome minore, de tipul furnicăturilor, durerilor la nivelul membrelor inferioare sau modificări ale sensibilității termice. Dar atunci când vorbim despre durerea neuropată, aici intervenția trebuie realizată împreună cu medicul neurolog. Să nu uităm, neuropatia diabetică este una din cele mai frecvente complicații ale diabetului zaharat și, din păcate, ea rămâne subdiagnosticată și la nivelul țării noastre, dar și la nivel mondial, deoarece determină probleme de tratament în condițiile în care, mai ales, acest tratament nu este realizat permanent. În condițiile în care abordarea terapeutică nu este permanentă, cum spuneam, apariția complicațiilor generate de neuropatia diabetică va determina
modificări profunde ale calității vieții. De aceea pot sublinia la final că este necesară implementarea unor programe de screening alături de această abordare multidisciplinară, holistică, pentru tratamentul cât mai precoce, dar și cât mai eficient, chiar înainte de apariția simptomatologiei neuropatiei diabetice. Vă mulțumesc mult de tot. A fost foarte util. Da, am urmărit un interviu, vă spuneam, realizat de colegii de la 360medical.ro cu doamna profesor Radulian, este președintele Societății de Neuropatie Diabetică. A oferit o serie de lămuriri cu privire la acest subiect, subiectul principal al emisiunii de astăzi. Domnule doctor Fotin, am văzut destul de multe informații despre această complicație a diabetului. Aș vrea să le povestiți telespectatorilor cum se manifestă această afecțiune și cât de răspândită este la nivelul țării noastre. Da, am văzut de la doamna profesor câteva informații legate de neuropatia diabetică, menționând că este cea mai frecventă complicație a diabetului și care, în mod normal, este irreversibilă. Practic, vorbim de afectarea nervilor în contextul în care avem dezechilibre metabolice, în cazul nostru, hiperglicemie. Sigur, ea este de mai multe forme, cea mai frecventă fiind neuropatia diabetică periferică cu afectarea nervilor periferici și cu simptomatologia pe care această afectare o dezvoltă la nivelul membrelor inferioare. Legat de răspândire, diabetul zahărat în România este o problemă de sănătate publică. Numărul de persoane înregistrate la această dată în Programul Național de Diabet este undeva la aproape 900.000 de persoane. Realitatea însă este că, urmare unui studiu de prevalență care și-a dorit să evalueze existența reală în populația acestei patologii, a diabetului zahărat, a arătat că 11% din populația României are o formă de diabet. Ceea ce înseamnă, cum spunea și doamna profesor de altfel, că diabetul zahărat este nediagnosticat în mare parte. Practic, 11% din populația României înseamnă un număr dublu de pacienți ar fi față de cei cunoscuți, înregistrați, care se află în tratament. Dacă vorbim de neuropatie, care este complicația cea mai frecventă a diabetului zahărat, iarăși cunoaștem că dacă vorbim de diabetul zahărat tip 1, o parte, o treime din pacienții cu diabet vor dezvolta neuropatie diabetică în evoluția bolii. Iar dacă vorbim de diabetul zahărat tip 2, până la 60% dintre aceștia vor dezvolta neuropatie diabetică. Dacă aplicăm aceste procente pacienților înregistrați deja, înseamnă că jumătate din cei înregistrați la Casa Națională au o formă de neuropatie, adică 500.000 de oameni aproape. Ceea ce este un impact asupra populației, dacă vorbim la nivel de sănătate publică, dar și la nivel individual, prin complicațiile pe care le determină. Am văzut cu impact complicație fiind amputația și o să ajungem și la numărul de amputații. Astfel că neuropatia diabetică necesită implicarea mecanismelor statului în prevenție, în depistare precoce și în tratament. Acest lucru s-a întâmplat prin faptul că, sau s-a întâmplat parțial, prin faptul că în noiembrie anul trecut, tocmai că este o problemă de sănătate publică, Parlamentul României a aprobat o lege de prevenție a diabetului, care în principiu are ca obiectiv reglementarea tuturor acestor mecanisme care să conducă la scăderea acestei complicații, respectiv măsuri și implementarea acestora de adoptarea unui stil de viață sănătos, educarea începând de la grădiniță
privind măsurile de adoptare a unui stil de viață sănătos, asigurarea de tratamente și de analize necesare depistării precoce a neuropatiei diabetice și a diabetului și a complicațiilor acestuia și, evident, registru de diabet, așa cum am discutat la fiecare patologie pe care noi am abordat-o în emisiunile noastre, am exprimat necesitatea existenței unor date la nivel național corecte care să poată să genereze politici de sănătate adaptate și bazate pe realitatea din România. Ceea ce nu se întâmplă în momentul Ceea ce deocamdată se întâmplă parțial, pentru că termenele prin care Parlamentul a impus autorităților din România, fie că vorbim de Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Casei Naționale sau Colegiului Medicilor, niște termene de realizare a normelor pentru această lege, ele sunt deja depășite și practic putem vorbi că la această dată avem o lege pe hârtie din această perspectivă și doar atât. Dacă continuăm pe ideea doamnei profesor aceea a necesității implementării și în România echipelor multidisciplinare legate de managementul complicațiilor diabetului, una dintre ele fiind neuropatia diabetică, iarăși această lege ar putea și normele de aplicare în special ar putea reglementa într-un fel implicarea mai multor tipuri de specialiști, având ca obiectiv, până la urmă, scăderea complicației numite absolut neuropatie. Și salvarea de vieți, pentru că până la urmă sunt pacienții la care contează fiecare minut, fiecare oră. Dacă ne gândim numai la numărul total de amputații cunoscut, avem aproape 50.000 de amputații făcute în ultimii 5 ani. Aceste aspecte, prin măsurile de prevenție, iarăși cunoscute, pentru că în multe țări se fac astfel de studii și există indicatori clari, 85% din complicațiile piciorului diabetic ar putea fi prevenite prin implementarea unor măsuri, adică 8 pacienți din 10 ar putea să nu mai ajungă la amputați. Avem, domnule doctor, o nouă profesie reglementată în România de aproximativ 3 ani. Este vorba despre podiatrie. Cât de importantă este această profesie în cazul pacienților cu neuropatie diabetică? Este extrem de importantă. De fapt, introducerea acestei ramuri a științelor medicale care să se ocupe de cercetarea, de prevenția sau de tratamentul piciorului sau afecțiunilor piciorului în general, este bazată de fapt pe faptul că există peste 27 de state, de obicei cele pe care, la care noi ne uităm ca având sisteme de sănătate performante, vorbim de Italia, în Europa, de Spania, de UK, de Germania, sau țări cum sunt Statele Unite, Canada, sau dacă vorbim de Asia, Singapore, care au adus în această echipă multidisciplinară formată de diabetolog, de chirurg, de medicul de familie, acest podiatru, acest specialist care are acest rol. Recomandarea vine de la Federația Internațională de Diabet și de la grupul de lucru pentru prevenirea complicațiilor diabetului, organisme internaționale care au considerat și au probat faptul că podiatru, prin rolul pe care îl are în prevenirea complicațiilor și prin tratamentul precoce al neuropatiei diabetice, are rol în prevenirea amputațiilor. Spuneam că 50.000 de amputații au fost aproape în ultimii 5 ani. Din păcate, în România, într-adevăr, este deja o meserie recunoscută. De 2018, dacă nu mă înșel, deci iată de 3 ani, ce nu am reușit sau ce nu a reușit statul român să facă în acești 3 ani, nu a făcut programele de pregătire a acestor specialiști, pentru că este nevoie de o pregătire medicală, de intervenția universităților de medicină,
astfel încât acești specialiști să poată să ajungă să fie pregătiți pentru a se alătura acestor echipe disciplinare, multidisciplinare. Și în ce fel poate să ajute această profesie în reducerea, mă rog, în cazul în care ar fi reglementată întru totul și s-ar putea practica de la cap la coadă în România, în reducerea riscului în cazul acestei afecțiuni? Ar avea un rol important în faptul că accesul pacienților care se cunosc cu diabet zaharat la o astfel de specialitate ar preveni, ar conduce la identificarea precoce a simptomelor premergătoare instalării piciorului diabetic, pentru că, așa cum am văzut în materialul realizat cu doamna profesor, încă din stadiul de prediabet se pot instala semne de neuropatie. Semne pe care pacientul nu și le poate sesiza sau le poate confunda foarte ușor cu alte afecțiuni. Și atunci, sigur că implicarea unui specialist, iar un astfel de podiatru ar fi mult mai ușor accesibil, pentru că vorbim de o problemă la nivelul picioarelor, decât să ne gândim că avem musai nevoie de diabetolog. Sigur, vorbim de echipe multidisciplinare, așa cum vă spuneam, recomandate de organisme internaționale și care funcționează într-o multitudine de state de peste 100 de ani în unele dintre ele. Trebuie să luăm o foarte scurtă pauză de publicitate, domnule doctor. Vă propun să continuăm discuția în doar câteva minute. Ne întoarcem, doamnelor și domnilor. În direct și continuăm să discutăm despre neuropatia diabetică. Domnul doctor Nicolae Fotin este în continuare în platou alături de mine. Ce măsuri ar trebui luate, domnule doctor Fotin, pentru reducerea impactului pe care diabetul îl are în momentul de față asupra noastră și complicațiilor acestei afecțiuni? În speță neuropatia diabetică. Dacă ne referim la măsurile individuale pe care fiecare pacient le poate lua, sunt cele legate de adoptarea unui stil de viață sănătos, de urmarea tratamentelor, de menținerea unui metabolism glucidic controlat. Pacienții știu deja despre testarea hemoglobinei glicate. Recomandările Asociației Americane de Diabet sunt de cel puțin 2 ori pe an. Această analiză arătând o medie a fluctuațiilor, a valorilor glicemice în ultimele 2-3 luni. Raportat la această valoare, la valoarea acestei analize, medicii diabetologi ajustează tratamentele dacă este cazul. Dacă ne referim la politicile de sănătate pentru acești pacienți și pentru prevenirea complicațiilor atât ale diabetului cât și ale neuropatiei diabetice, respectiv stabilirea ca obiectiv prevenirea amputațiilor, în mare parte au fost descrise de doamna profesor Radulian, respectiv implementarea pe de-o parte a planului de prevenție, așa cum de altfel Parlamentul a stabilit, și sperăm că în acest an o să-l vedem cel puțin inițiat, să nu rămână iarăși un act normativ doar pe hârtie, fără ca pacienții să ajungă să beneficieze de el. Implementarea echipelor multidisciplinare, crearea de mecanisme care să ușureze accesul pacientului la medic și la diagnostic, pentru că, de exemplu, în reglementările actuale, neuropatia diabetică poate fi făcut screening-ul la medicul de familie, dar tratamentul trebuie inițiat de medicul diabetolog sau neurolog. Prin urmare, e o măsură care îngreunează accesul pacientului la tratament. Aceste lucruri ar trebui revizuite în acest plan de prevenție. Educația sanitară și pentru diabet este necesară o educație sanitară, astfel încât să știm cum prevenim complicațiile. Gestionarea factorilor de risc suplimentari, pentru că în
acest dezechilibru glucidic, de obicei sunt și alți factori de risc implicați care grăbesc instalarea complicațiilor diabetului, cum ar fi obezitatea, cum ar fi valorile metabolismului lipidic date peste cap, cum ar fi fumatul sau alcoolul, sedentarismul. Excesiv. Da, exact. Acești factori pot reduce timpul în care aceste complicații devin vizibile pentru pacient. Dar vorbeați de acele analize periodice care sunt recomandate să se facă deci două ori, de regulă de două ori pe an. Care ar fi categoria de vârstă cea mai vizată de aceste analize, cea mai expusă diabetului? Pentru că am văzut în cazul acestei afecțiuni nu se prea ține cont de vârstă. Sunt și copii care fac diabet la o vârstă foarte fragedă. Vorbim de obezitatea la copii în creștere. Practic există studii în România în care se pare că o treime dintre copii suferă de o formă de obezitate. Prin urmare, cu atât mai mult este necesară introducerea educației sanitare în școli. Hemoglobina glicată despre care vorbeam începe să fie recomandată de medic imediat după stabilirea diagnosticului sau suspiciunii de diagnostic diabet zaharat. În mod normal, nu este o analiză pe care să o facă persoanele sănătoase, fiind suficientă dozarea glicemiei cu ocazia controalelor periodice pe care ar trebui să le avem. Complicațiile diabetului însă, dacă în ultimii ani vorbeam de amputații, s-a constatat că apar la persoane cu vârsta de peste 50 de ani, se pare că se schimbă această incidență în rândul persoanelor care se luptă cu această boală o perioadă mai lungă de timp, pentru că se pare că începe să apară încă dintr-o perioadă încă de la debutul diabetului zaharat. Aici, având un rol important, ceilalți factori despre care vorbeam. Mai mergem într-o foarte scurtă pauză de publicitate. Tragem concluziile în 2-3 minute, când revenim. Medical de astăzi, tragem concluziile despre neuropatia diabetică. Domnule doctor Fotin, vreau să le explicați telespectatorilor cât de importantă este prevenția în acest caz și în ce constă ea mai exact? Acum sunt convins că pacienții cunosc și au auzit de recomandările pentru prevenirea diabetului zaharat. Le-am menționat și noi și mai devreme. Vorbeați și despre un stil de viață sănătos. E un termen deja mult difuzat către populație. Sigur că acest lucru este mai ușor sau mai dificil de implementat de mulți dintre noi, că are un impact mai mare sau mai mic în funcție și de constituție genetică, pentru că anumite forme de diabet tip 1 are legătură și cu cauzele genetice, cu predispoziție genetică, tip 2 are legătură și cu stilul nostru de viață, dar da, ca recomandare asta ar fi încercarea de adoptarea unui stil de viață sănătos, iar dacă vorbim de prevenție, cunoașterea acestui stil de viață sănătos, încă așa cum își propune de altfel acest program de prevenție de la grădiniță, să sperăm că generațiile viitoare vor avea o incidență și o prevalență a diabetului mai scăzută. Sper de asemenea că la următoarele noastre întâlniri pe subiectele legate de diabet zaharat să putem aduce în atenția telespectatorilor informații legate de cum e propus să funcționeze acest program de prevenție și cum va impacta acești indicatori epidemiologici măsurile luate de autorități pentru limitarea atât a apariției diabetului zaharat, cât și a complicațiilor acestuia, printre care și neuropatia diabetică. Și foarte pe scurt, în 30 de
secunde, vreau să reamintim puțin de importanța unei existențe, unei echipe multidisciplinare în prevenirea și tratarea diabetului și a complicațiilor diabetului. Este absolut important să existe această echipă multidisciplinară. Conceptul de echipe multidisciplinare se aplică multor altor patologii. Rezultatele au fost probate în timp și experiența altor țări ne-a arătat că rezultatele indicatorilor epidemiologici sunt îmbunătățite prin aceste intervenții. Să sperăm că legat de podiatrie vom avea până la urmă acele programe de instruire a persoanelor care își doresc să contribuie în aceste echipe multidisciplinare cu cunoștințele dobândite. Mulțumesc, mulțumesc tare mult, domnule doctor Fotin. Mulțumesc. Cu mare drag, ne revedem și data viitoare. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit, stimați spectatori. Ne revedem la ora 14. Vă aștept la știrile B1 TV. Pe curând! Vă chinuiți întotdeauna să citiți?